și domnilor, o să-mi dau jos masca. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi. Iar voi repeta ceea ce am mai povestit ieri. Pentru cei care au venit ieri, îmi cer scuze. Numele meu este Sânziana Mircea. Sunt pianistă și sunt președinta Asociației Muzart. Asociația Muzart a organizat în această primăvară, împreună cu Muzeul Municipiului București, un concurs pentru tineri muzicieni, denumit Youth of Music International Competition, care a atras 130 de aplicanți din întreaga lume, iar în urma selecției realizate de către juriu au fost invitați să susțină concerte mai mulți muzicieni și au fost premiați 3 tineri muzicieni, câte un câștigător pentru fiecare categorie. Acum îl vom asculta pe Timot Maghiari, câștigătorul categoriei 1, categoria sub 18 ani, care a avut un număr record de aproximativ 70 de participanți, așadar Timot a fost cel mai bun din cei 70 de participanți din întreaga lume, din China, Japonia, Europa, America, de peste tot. Talentul lui și energia lui ne-a impresionat pe toți. Juriul a fost alcătuit din mari muzicieni. Președintele juriului a fost Alexandru Tomescu, violonistul Alexandru Tomescu, iar membrii juriului au fost profesor universitar dr. Verona Maier, care ne pune la dispoziție și pianul de concert, doamna Liliana Staicu, managerul orchestrelor radio, Alexandru Mija, managerul de turneu al orchestrei de tineret a Uniunii Europene, și am făcut parte din juriu și eu. Așadar, acum îl voi invita pe Timot să îi mânăm premiul, iar apoi Timot va cânta un recital absolut minunat alături de Diana Ionescu, una din cele mai importante pianiste din România, câștigătoare a concursului Enescu și colegă de clasă la aceeași profesoară. Am studiat amândouă cu doamna profesor Olga Sel. Așadar, vă mulțumim foarte mult că ați venit. Astăzi urmează încă 2 concerte. La ora 18, Riccardo Gagliardi, care a obținut un premiu special al juriului, iar la ora 19.30, pianista Mia Pecnic din Croația, care este câștigătoarea categoriei a 2-a pentru muzicienii sub 24 de ani. Așadar, urmează încă 2 concerte de pian, iar mâine ultimele 2 concerte din această serie, unde vă invităm din nou cu mult, mult drag. Iar apoi eu vă invit la Ateneul Român, miercuri, 28 iulie. Voi avea un recital în festivalul Vară Magică și m-aș bucura foarte mult să vă revăd. Mulțumim mult de tot! Îl invităm acum pe Timot să-i dăm premiul. Okay, this is your trophy. And I wish you a lot of success and congratulations for all your wonderful achievements. This is your diploma and the book offered by Mr. Adrian Majuru, the director of the Museum of Bucharest. Congratulations, Diana.
to prevent further accidents, I asked someone to turn pages. Thank you. Thank you.
Thank you.